Câți de voi aveți vreo așteptare ca Dumnezeu să lucreze ceva în tine azi? Dacă n-ai nicio așteptare, e nasol. Bine, Domnul lucrează și când nu ai așteptări. Dar când ai o așteptare, se pot întâmpla lucrurile în mod diferit. Suntem într-un context în care, ca și biserică, căutăm să ne lărgim inima. În primul rând, vrem să ne lărgim inima înaintea Domnului. Și apoi vrem să ne lărgim inima unii față de alții. Și Dumnezeu ne-a vorbit să stăm mai multă vreme în pilda a fiilor risipitori. Și acum câteva săptămâni, au trecut vreo trei săptămâni de când am predicat, Haleluia! Na, nu vă bucurați! Dar astăzi o să -ți vorbim despre Fiul cel Mare. Și pf, despre fiul cel mare, cred că mi-ar trebui multe săptămâni să vorbesc. Dar o să încercăm să strângem lucrurile cât de mult posibil. Așa, pentru cei care poate nu vă mai aduceți aminte, vă zic că um, astăzi o să vorbim despre. sau o să vorbim în special cu oamenii care au uitat harul lui Dumnezeu. Cât de mare este harul lui Dumnezeu față de ei readuc aminte că Domnul Iisus Hristos în Luca 15 are o controversă cu fariseii în special. Fariseii care îl acuzau pe Fiul lui Dumnezeu că stă cu vame și cu păcătoșii, că le acordă atenție, că mănâncă împreună cu ei, că face ceva ce nimeni din Israel și însuși Dumnezeu n-ar face niciodată. Și pentru că farisei erau porniți împotriva lui Isus și îl acuzau că acordă prea multă atenție și dă prea multă valoare celor care n-au valoare în societatea din vremea de atunci, Isus le spune trei pilde în care caută să descopere inima Tatălui față de oameni, în care caută să schimbe paradigma și felul în care oamenii ar trebui să-și trăiască viața. Și um, să știți că atunci când vine vorba despre Fiul cel Mare, ăsta este climaxul a tot ceea ce Isus spune. Vedeți, majoritatea, majoritatea pun accent pe Fiul cel Mic, pe faptul că El a fost găsit. Dar contextul vine să ne spună că Isus Hristos vrea să se adreseze în special fariseilor, care erau foarte bine reprezentați de Fiul cel Mare cu ei vrea să comunice Fiul lui Dumnezeu ceva și lor vrea să le spună Dumnezeu însuși ceva în mod personal. Și pilda fiilor risipitor începe cu un tată avea doi fii, la un moment dat fiul cel mic care avea drept de moștenire o treime din tot ceea ce strânsese tatăl, merge la tatăl său și îi spune, hei, tată, vreau să trăiesc independent vreau să trăiesc departe de casă, vreau să nu mai respect regulile casei, na, vreau să îmi dai tot ceea ce ar trebui să mi dai doar după ce mori. Nu prea mă interesează de tine, mă interesează ceea ce tu ai să-mi dai, pentru că sunt fiul tău și am drept de moștenire. Și, surprinzător, tatăl face ceea ce fiul cel mic cere. Îi împarte, în împarte averia, îi dă o treime, Chiar dacă lucrul ăsta era cel mai rușinos și, dacă vreți, lipsit de onoare pentru toată societatea evreiască, tatăl face lucrul ăsta. Și familia își pierde demnitatea, își pierde respectul. Fiul cel mic știm că merge într-o țară păgână, unde ajunge în cel mai depravat loc, și v-am mai spus, noi, noi nu putem neapărat să pătrundem foarte adânc ceea ce scrie aici, pentru că noi nu am trăit toată viața noastră într-o învățătură în care se punea foarte mare accent pe curăție. Noi ne spălăm pe mâini ca să nu avem microbi. Ei se spălau pe mâini ca să fie plăcuți lui Dumnezeu. Se fereau de orice lucru necurat. Vreau într-o societate care te învăța de mic să faci lucrurile astea. Te învăța de mic să stai deoparte de orice este spurcat, de orice este stricat. Și când fiul cel mic ajunge să slujească la porci, slujirea asta la porci, v-am spus că este cel mai înalt, cel, ce, cea mai înaltă formă de degradare posibilă pentru un evreu. V-am zis că să slujești la porci era mult, mult peste a... Fin adulter sau a trăi în curvie cu cineva. Pentru evrei, când te atingeai de acest animal care era considerat necurat, însemna să ajungi în apogeul degradării tale. Și Domnul Iisus construiește pildă să spunând că până acolo a ajuns fiul risipitor, dar la un moment dat își vine în fire, îi crește măseaua de minte, se întoarce înapoi acasă, chiar dacă nu are neapărat o pocăință pură, ci așa una mai trasă de păr, Tatăl îl primește, ok, îi dă o haină nouă, îi pune pe degetinelul autorității, are dreptul din nou să reprezinte familia, ok, îi dă sandale, ceea ce doar stăpânii purtau și taie un vițel cel mai gras și dă o petrecere în cinstea fiului cel mic care s-a întors acasă, era mort și a înviat. Haleluia! Și da, versetul 25, pilda continuă. Da, la farisele ar fi plăcut să se termină pilda mult mai devreme. La farisele plăcea să se termină pilda, probabil de acolo unde fiul cel mic a ajuns la porci. Pentru că puteau să spună: Vedeți, asta e ceea ce se întâmplă cu un om care nu lor onorează, nu respectă pe Dumnezeu. Îți, ok, cu partea că, totuși, fiul cel mic se întoarce, Dumnezeu îi dă har, dar marea problemă începe de la versetul 25, cu fiul cel mare, care se întoarce acasă de la munca câmpului. Ok? Și când ajunge. Aproape de casă, se aude muzică și dansuri. În casa tatălui. Și începe să îl întreabă, îl întreabă pe un rob ce se întâmplă. Și robul începe să -i explice și să-i spună, hey man, s-a întors fratele tău acasă și tatăl tău, plin de veselie, a alergat, nu i-a păsat de demnitatea lui. Și v-am zis cuvântul folosit acolo, e o alergare de jocurile olimpice. Și a ridicat haina. Nu știm dacă i s-au văzut boxerii sau nu. A spune cuvântul Lui Dumnezeu. Dar știm că acțiunea ei ceva rușinos, dar pe tată nu l-a interesat. L-a luat în brațe, l-a sărutat mult, i-a dat îmbrățișarea lui, dragostea lui. I-a spus, hei, din nou aparții casei. Îți dau dragostea mea, fără preț, față de tine. Și când aude fiul cel mare, bubuială. V-am zis că climaxul povestirii e aici, în aceste versete. Și partea asta e un avertisment pentru farisei, pentru oamenii buni, morali, religioși, din bisericile noastre. Și vrea să scoată în evidență că există o viață de bucurie, intimitate și desfătare în Dumnezeu despre care unii oameni din bisericile noastre habar nu au. Fiul cel mare habar nu avea că există bucurie, viață, desfătare și intimitate la un alt nivel cu Dumnezeu decât să vii și să consumi anumite lucruri și să fii ca un sclav, ca un rob în casa Lui Dumnezeu. Că există o viață care vine din Harul Lui Dumnezeu. Da, Gândiți-vă că poți să faci parte din aceeași casă, din aceeași familie și să nu ai bucurie, pace și intimitate cu Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrul ăsta și mă rog ca fiecare dintre noi în dimineața asta să facem lucrul ăsta în mod personal. Gândește-te că poți să faci parte din aceeași casă, din aceeași familie și să nu ai bucurie, pace și intimitate cu Dumnezeu în timp ce vii săptămână de săptămână la adunare, la biserică. Să nu experimentezi pacea și bucuria și intimitatea cu Dumnezeu. Să o fiul cel mare îi parte a familiei însă nu ai experimentat inima, îmbrățișarea, săruturile, bucuria tatălui. În versetul 28 îl vedem pe tată că iese afară și îl roagă pe Fiul cel Mare să intre în casă. Dar dacă stăm să ne uităm la Fiul cel Mare, Fiul cel Mare a făcut lucrurile pe din afară impecabil. Probabil s-a rugat, a mers la sinagogă cu tatăl său, a muncit din greu, a fost ascultător, s-a supus toată, tatălui în toate. E un model de spiritualitate, dacă vreți. Dacă ar apărea vreo revistă creștină, el ar fi pe prima pagină, pe din afară. El spune: Te-am ascultat în toate lucrurile, am fost ascultător față de tine în toate lucrurile. Îi reproșează tatălui că a fost ascultător față de el în toate lucrurile. Dar în Universul său interior, cu toate că pe din afară era fiul fără cusur, în universul interior era pierdut. Pierdut. Sau poți să fii parte din familie și să fii așa de departe de Dumnezeu. E posibil chiar să păzești poruncile Lui Dumnezeu și totuși să fii atât de departe de Dumnezeu. E posibil să stai în preajma Tatălui și totuși să nu-L cunoști. Și astea sunt lucruri care ne privesc foarte tare pe noi, cei care mergem duminică de duminică în vreo biserică. Pentru că poți săptămână de săptămână să auzi vorbindu-se despre Dumnezeu și tu să nu îl cunoști. Să nu experimentezi îmbrățișarea lui, dragostea lui, săruturile lui. V-am spus că ideea principală a epildei este faptul că fiul cel mare este cel puțin la fel de pierdut ca fiul cel mic. Și am spus acum câteva săptămâni că a fi bun poate fi o mare, o mai mare barieră pentru Dumnezeu decât a fi rău a fi bun poate să fie o mai mare barieră pentru Dumnezeu decât a fi rău. Pentru că fiul cel mare e un personaj care e mult mai greu de abordat, pentru că el nu vede că e pierdut. Și Iisus vine și vorbește despre lucrul ăsta și avertizează poporul Lui Dumnezeu și spune că în ziua aceea vor veni mulți și îi vor spune Doamne, n-am făcut lucrări în numele Tău. N-am vorbit în alte limbi, n-am scos draci, n-am profețit în numele tău. Și el o să spună, nici măcar nu v-am cunoscut. Și gândiți-vă că uneori ceea ce facem din punct de vedere spiritual ne poate orbi ca să nu percepem că suntem pierduți. Nici nu poți să să-ți imaginezi așa ceva. Că poți să fii folosit de Dumnezeu și tu să fii pierdut. E ceva ce nici măcar nu băgăm în seamă și nu ținem cont, dar putem să fim orbi în timp ce stăm în casă lui Dumnezeu. Și asta ce vine și le spune Iisus. Partida asta fariseilor era partida care era una care era cea mai, cea mai înflăcărată după Dumnezeu. Era partida care era gata să plătească cel mai mare preț înaintea lui Dumnezeu. Căutau să stea în Scripturi, să fie sfinți, să fie curați, să fie puși deoparte pe Dumnezeu, Totul era despre lucrurile astea, dar în timp ce căutau să facă lucrurile astea, făceau fără a avea o inimă lipită de Dumnezeu. Făceau lucrurile astea din eforturile lor personale de a fi plăcuți înaintea Lui. Și sunt o grămadă de oameni în bisericile noastre care caută să fie plăcuți înaintea Lui Dumnezeu prin eforturile lor. Na, faptul că fiul cel mic este pierdut e foarte evident pentru toată lumea pentru că e imoral, lacom, lipsit de respect, răzvrătit, arogant și multe alte lucruri. Dar e mult mai greu de perceput că fiul cel mare e pierdut. Pentru că v-am zis, din exterior, versetul 29 spune că fiul cel mare l-a ascultat în toate pe tatăl său. Doar că el nu credea că are nevoie de ajutor pentru a fi mântuit. Și să știți că pentru a îmbrățișa Evanghelia este un lucru valabil pentru toți. Trebuie să-ți vezi nevoia de Dumnezeu, să-ți admiți răzvrătirea, independența și păcatul. Uitați-vă la inima Tatălui pentru, pentru Fiul cel Mare. Îi spune două lucruri foarte importante. Tatăl îl roagă. Vino în casă. Este primul lucru care exprimă inima Tatălui și probabil săptămâna viitoare o să vorbim mai mult despre inima Tatălui în toată pilda asta. Dar îi spune, te rog, te rog. Și cuvântul ăsta în limba greacă e, o rugăciune fierbinte cu gingășie, cu compasiune. Te rog, fule, vină în casă. Și al doilea lucru spune, tot ce am este al tău. Tot ce am este al tău. Dar fiul cel mare are inima împietrită, și refuză să intre în casă. Dacă când vorbesc despre faptul că avea inima împietrită, vă să aminte săptămâna trecută. Avea și sclerocardia, și porosis, și pacuno, și avea și cașac. Ok? Toate patru forme despre care au vorbit săptămâna trecută omul lui Dumnezeu, toate le avea în inima lui. Dar inima lui era ascunsă, greu de pătruns. Dar totuși sunt niște semne clare ale împotrivirii sau ale împietririi inimii. Nu a trăit imoral, nu s-a atins de porci, nu a lipsit de la adunare, dar are alte lucruri din pricina cărora nu poate intra în casă. De fapt, Duhul lui e atât de întinat, e atât de întinat, inima lui e atât de împovărată, atât de greoaie, încât nu poate să facă un lucru care aparent banal, să mergi înapoi în casă și să te bucur că fiul, fratele tău care era mort a înviat. Lasă ceea ce se întâmplă atunci când inima ta nu e unde trebuie să fie. Și acum vă zic puțin despre lucrurile astea ca să începem să ajungem la noi și la inimile noastre. Și apoi vreau să vă spun ceva care e foarte important pentru noi azi. E ceva ce Dumnezeu mi-a vorbit clar că trebuie să spun aici. Dar, în primul rând, ceva ușor de identificat e faptul că fiul cel mare are o mânie ucigașă. Are o mânie ucigașă. Să știți că mâniea întotdeauna este ucigașă dacă vine de la ce e rău. E dominat de mânie. Iar când ești dominat de mânie, nu te poți bucura. Nu ai bucurie nici măcar când ai parte de îmbrățișarea și dragostea tatălui. Te-ai găsit vreodată în locul ăsta? Hello! V-ați găsit vreodată în locul ăsta în care să fii atât de dominat de mânie încât să nu te poți bucura? Vezi pe toți în jur, tot că mai este câte unul, altul, care mai sare pe aici, câte un Dani, Toma, mai face atmosferă. Alea, alea și tu stai și tu Să știți că Domnul se folosește de unii și de alții chiar ca să-ți descopere ție inima. Tu nici măcar nu-ți dai seama de lucrul ăsta. Pentru că ești atât de inconștient de ce se întâmplă în ființa ta lăuntrică, încât habar nu ai că de fapt tu ești într-un loc în care trebuie să ți se schimbe inima. Na, da, fiul lui mare nu-i nu, -i plăteau, nu -i plăceau petrecerile. Lui plăcea munca. E ok. Cum reacționezi atunci când lucrurile nu merg în direcția în care îți dorești? Ăsta e un lucru în care tu trebuie să vezi unde ții inima. Cum reacționezi atunci când lucrurile nu merg în direcția în care tu îți dorești? O, Doamne, am făcut totul pentru Tine, Te-am slujit. Asta e răsplata mea. Supărat pe Tine. De ce l-ai adus acasă pe ăsta? Ăsta ne-a distrus toată onoarea mi au fost rușine săptămâni și luni de zile să ies din casă din cauza lui. O spar totul cu prostituatele. Asta e ce spune el, asta e spune el tatălui. O spar totul cu prostituatele și tu îl primești așa direct, nici măcar hai, intră în casă și vreau săptămână așa să-i că e supărat din prima, primul moment că l-ai văzut, ai alergat după el și pac, pac, l-ai reabilitat. Cum vine asta? să e răspunsul lui. Se crede bun chiar în fața lui Dumnezeu. Nu știu dacă observați în text, dar spune lucrul ăsta. Se vede bun în fața lui Dumnezeu. Crede despre Dumnezeu că e nedrept pentru că împarte har celor din jur. Lui dai petreceri. Mie nici măcar un iet cu prietenii mei. Ce Dumnezeu ești? Să știți că asta face parte din noi. De multe ori când Dumnezeu arată har altora. E greu când arată har altora și le vrea să arate har numai ție. Nu vă vorbesc, -o, la alții. Doi, are un spirit de critică. Nici măcar nu îl consideră frate pe fratele lui. eu vreau să vă spun aici, aici poate o să fiți mai supărați pe mine, dar e ok, Fiul cel mare e foarte bun în a evalua relația altora cu Dumnezeu. El știe cine e fiul și cine nu. Cine ar trebui să fie și cine nu. Să știți că genul ăsta de fii sunt foarte bun în a evalua bisericile. Sunt extrem de preocupați de direcția pe care o iau biserica sau direcția pe care o, o iau alții. Ei nu se pot bucura la sărbători, la. Întâlniri, la lucruri, la botezuri, la ceea ce biserica are ca și sărbătoare, ei, ei nu pot să facă lucrul ăsta. Evaluările lor cu privire la biserică tot timpul sunt negative. Cum e evaluarea ta cu privire la biserică? Hello, mai sunteți cu mine? Cum e evaluarea ta cu privire la biserică? Cum e evaluarea ta cu privire la ceilalți? Pentru că genul ăsta de oameni știu să evalueze foarte bine pe ceilalți. Știu foarte bine că biserica noastră merge într-o direcție greșită. Ei nici măcar nu își imaginează și nu înțeleg că biserica este a Domnului. Că Domnul este stăpânul și conducătorul bisericii, că dincolo de tot ce se întâmplă, Dumnezeu poate oricând să intervină în orice biserică. Oricând, când vrea El poate să înlăture pe oricine, poate să pună pe oricine, poate să facă orice Dumnezeu în biserica lui, pentru că biserica este a lui. Este a lui. Dar când nu ai înțelegere legat de lucrurile astea, tot timpul evaluezi, tot timpul tu știi mai bine, tot timpul nimic nu merge bine, tot timpul e rău. Și spiritul ăla de critică în care tu umbli și vreau să știi că critica asta e genul de lucru care întinează inima și ți-o face greoaie înainte lui Dumnezeu. Când ești mântuit prin har, poți fi sigur de valoarea unei singure persoane și ai persoana ta. Să știți că în textul ăsta e ceva ascuns. Ei vă dau așa puțin ca să înțelegeți. Vițelul cel îngreșat e o masă de reconciliere pentru toată comunitatea. Dacă n-ai fost niciodată în Orientul Mijlociu, e mai greu să înțelegi lucrurile astea. Dar când oamenii făceau lucrul ăsta, ok, și luau cel mai puternic și mai înstărit animal care îl aveau în, în, în ciriadă, făceau lucru să ca, ca toți oamenii să vină. Toți oamenii să vină. Era deschis pentru toată lumea. Pentru că așa este Evanghelia Harului, deschisă pentru toți oamenii. Dar vedeți, oamenii aceștia care trăiesc într-un spirit de critică, ei nu înțeleg că toată comunitatea e invitată. Iedu era doar pentru el și pentru prietenii Fiului cel Mare. Și acest lucru arată clar că Fiul cel Mare putea avea relații doar cu cei ca și El. Că să știți că spiritul de critică separă oamenii în primul rând în sensul faptului că tu atunci o să cauți să fii doar cu oameni care gândesc ca și tine. Gândește ce fel de prieteni ai. Cu cine te însoțești? Gândiți-vă cât de mult ca și biserică ne-am separat de oamenii din afară pentru că noi suntem sfinți. Și nu vrem să avem nimic de a face cu ei pentru că ei sunt păcătoși. Păgâni. Noi aici la biserică ne simțim bine. Aici să avem fellowship. Socializare mai mult, dar e ok. Să știți că Duhul de critică se cel mai mult oamenii. Și Fiul cel Mare avea un spirit de critică. Trei. Avea resentimente și inabilitate de a ierta. Avea o mânie ucigașă, avea un spirit de critică, astea două lucruri îți întinează inima, îți întinează Duhul, pardon, mai mult decât toate celelalte. 2 Corinteni 7 cu 1, vorbește despre întinăciunea Duhului. Știți ce se întâmplă când ai Duhul întinat? Când ai Duhul întinat, se schimbă atmosfera din ființa ta lăuntrică, nu te mai poți bucura, nu mai poți primi de la Dumnezeu. Nu mai poți primi de la Dumnezeu. Și trăiești într-o atmosferă în care nici măcar lucrurile cele mai banale nu le mai poți face. Pentru că tot timpul ești ursus, tot timpul ești supărat, tot timpul ești în locul ăla în care nu vezi nimic bun. Că suntem în jurul tău, e o atmosferă care tot crezi din pricina Duhului tău întinat. Și este un lucru în care tu nu te poți bucura absolut deloc de Dumnezeu, de ceea ce poate să dea Dumnezeu. Ai Duhul blocat în revărsarea dragostei, a milei, a păcii, a bucuriei lui Dumnezeu. Când ai Duhul întinat, trei stări de depresie, mai non-stop. dacă nu ai știut până acum care e motivul pentru care trăiești așa de mult stările astea, e din pricina Duhului întinat. Trei are resentimente și inabilitatea de a ierta. Refuză să-și ierte fratele pentru că are Duhul întinat. Nu are putere să facă lucrul ăsta. Nici nu poate să conceapă cum să nu plătească fiul cel mic un preț pentru tot ceea ce el a făcut. Da, frate, harul e gratuit, dar e un preț imens. Dar ai plătit tu? Vreau să întreb. Dar harul este imens, este gratuit. Prețul este imens, dar l-ai plătit tu? Nu, l-a plătit Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu are dreptul să dea har cui vrea El. Pentru că El a plătit prețul. Noi stăm și ne gândim, bă, bă cum, cum poate Dumnezeu să facă cum a făcut și cu tine, așa a făcut și cu alții, să știi. Să știți că inabilitatea de a ierta arată, scoate în evidență lipsa dragostei. Mai sunteți cu mine? Când nu poți să ierți, îți lipsește dragostea. Căci dragostea este iertătoare când nu poți să ierți, îți lipsește dragostea. Ești mai iubit decât îți poți imagina, dar îți este greu să primești acest lucru. Și lipsa dragostei vine din respingerea dragostei lui Dumnezeu. Vezi, noi suntem niște ființe care suntem ca niște recipiente. Noi putem să primim dragostea lui Dumnezeu. Și când primim dragostea Lui Dumnezeu, ni se lărgește inima și atunci și noi avem capacitatea de a iubi. Dar ca să poți să ai capacitatea de a iubi, trebuie ca să îmbrățișești, să primești dragostea Lui Dumnezeu. Să știți că noi foarte mult facem harul zadarnic pentru noi, pentru că nu vrem să primim dragostea Lui Dumnezeu pentru noi. Înțelegeți ce zic? Nu poți să funcționezi în lumea asta dacă nu primești dragoste de la Dumnezeu. Dacă respingi, nu accepti dragostea lui Dumnezeu, să zădărnicești harul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îți dă dragostea lui din har, prin har. Dragostea nu e ceva ce tu meriți din partea lui Dumnezeu, dar El o dă pentru că harul lui este atât de mare. Și dacă tu lași, dacă tu lași dragostea asta lui Dumnezeu să pătrundă în ființa ta lăuntrică, în Duhul tău, atunci tu ești transformat și din tine poți să curgă râuri ale dragostei pentru cei din jurul tău. Asta, asta e motivul pentru care avem așa de puțin capacitate de a iubi pe ceilalți, în afară de cei care ne sunt aproape, pe cei din familia noastră, pe cei față de care avem noi așa o afinitate. Motivul e că nu lași ca dragostea lui Dumnezeu să pătrundă adânc în ființa ta întrică. Și acum vreau să vă zic ceva ce vine de la Domnul direct. Am vorbit cu liderii de grup mic și vă spun la toți lucrul ăsta și este un lucru foarte important. Este foarte important să cunoaștem traficul spiritual din viața noastră și din jurul nostru. Na, Trafic spiritual. Când auziți lucrul ăsta, ha, ce e asta? Nu apare nicăieri în Scripturi. Nu apare, să știi. Nu apare sub forma asta, trafic spiritual. Dar vreau să vă arăt în Scripturi. În primul rând, ce înseamnă trafic spiritual? Se referă la cine, ce pune și ce scoate din viața ta. Cine e prima întrebare ce pune și ce scoate din viața ta. Prima întrebare e cine? Pentru că în viața ta, în viața ta, sunt mai mulți care pot să pună sau să scoată. Știți? Cuvântul Lui Dumnezeu spune în Ioan 13 cu 2. Ce credeți că spune? Spune că diavolul a pus în inima lui Iuda gândul acesta. Să-l vândă pe Iisus. Cine a pus? În inima cui? Diavolul poate să pună lucruri în inima ta fără ca tu să-ți dai seama și tu trebuie să ai discernământ să vezi cine ce pune sau ce scoate. Na, unii dintre voi vă gândiți, mă, cu Iuda a fost un plan mai special decât cu alții. Oare? Anania și ce s-a întâmplat cu ei? Cine le-a umplut inima? Matei 13 spune că hoțul poate să fure ceva foarte prețios. Poate să fură cuvântul lui Dumnezeu care este de origine divină. Spune că hoțul vine să fure. Și atunci, dacă tu nu ai înțelegere, dacă tu nu ai revelație, dacă tu nu ai descoperire, legat de cine ce pune în viața ta, o să străiești viața și diavolul se poate folosi de tine. Trebuie să discerci cine și ce pune în viața ta. La un moment dat, în Matei 16, e un pasaj în care Îți zboară, îți explodează mintea când citești. Pentru că Matei 16, în prima parte a, a, a capitolului, Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici, după ce toți au tot felul de păreri legate de cine îi, Domnul Iisus, unii zic că e profet, unul că e mare învățător, la la la, Ilie, îi întreabă pe ucenici și Petru răspunde și zice, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi zice, man. Wow, bravo! Zice, asta e descoperire de la Dumnezeu. Dumnezeu a pus în tine revelația asta. Dumnezeu a pus în tine revelația asta. Următorul pasaj. Următorul pasaj. Deci nu e altceva. Următorul pasaj. Iisus le spune că trebuie să pătimească mult și să meargă la Ierusalim. Este e planul lui Dumnezeu. Și din nou Petru, Zice, să te ferească, Doamne, să faci lucrul ăsta. Și Domnul îi descoperă ce fel de trafic spiritual e pe la el. Zice, înapoi a mea, satanul, că gândurile astea, gândurile tale, sunt de la ce rău. Sau so Apostolul Petru habar n-avea ce trafic, ce trafic intens era în el. A, și poți să zici că, bă, na, e... Ioan 14 cu 30. Vorbești despre faptul că Isus, Fiul lui Dumnezeu, știa tot traficul care se întâmpla în jurul lui. Vedeți acolo? Ce zice? Isus știa că diavolul nu are nimic, zero trafic la Fiul lui Dumnezeu. Isus a știut când în mijlocul unei mulțimi mari era ambuzit cineva s-a atins de pola lui și o putere a ieșit din el pentru că era conștient, discernea care e traficul spiritual care are loc în momentul respectiv. Și este un lucru la care sunt chemați toți oamenii lui Dumnezeu, să știți. Isus cunoștea. Eu 2 doi cu 24 și 25. Spune că Isus cunoștea traficul spiritual din jurul lui. Și noi, noi gata, noi acum luăm și spunem Fiul lui Dumnezeu e diferit de noi. Vreau să știți că Fiul lui Dumnezeu nu este diferit de noi. Când Isus Hristos a luat chip de om, s-a făcut ca și noi. S-a limitat până la nivelul nostru. A trăit ca și noi. Înțelegeți ce spun? Asta înseamnă că și noi putem, și pot să vă dau alte exemple, în fapte, apostolul Pavel, ceilalți apostoli au discernământ și pot să vadă, știu ce trafic este în jurul lor. Și tu trebuie să înveți să discerni cine, ce pune sau ce scoate din tine. Pentru că, vedeți, în urma, ce se întâmplă aici în, în textul ăsta? În urma unei tragedii care are loc în familia, whatever, fiul cel mare, Lasă pe diavolul să pună în inima lui fel de fel de lucruri. Și se trezește că are mânie, se trezește că are un spirit de critică, se trezește că are neiertare și aș putea să continui că are invidie, are amărăciune și are alte păcate pe care nu le-am spus acum. să so, foarte important, foarte important să poți să discerni. Care-i traficul spiritual din viața ta? Cine ce pune? Și vreau să știți că Dumnezeu poate să pună și să scoată, Diavolul poate să pună și să scoată, și ghiciți ce? Și tu poți să pui și să scoți. Și foarte important ce pui tu și ce scoți. Eu vreau să spun un avertisment aici, suntem partea unui trend tot mai periculos. M-auziți? Suntem partea unui trend tot mai periculos. Stăm și ne hrănim, unii dintre noi, zi de zi, de pe la tot felul de vedete creștine, care aparent sunt mari oameni ai Lui Dumnezeu, dar a căror motivații sunt faima banii, laicurile. Like Nici măcar nu vezi astea. Oamenii ăștia ne pot duce foarte ușor într-o învățătură străină de scripturi și, datorită atașamentului emoțional sau spiritual, poți să fii foarte ușor înșelat. Și, anyway, eu nu eu o să dau lucrul ăsta pentru că aia e public. Cineva mi-a scris săptămâna asta dacă uh, am, am, am vizionat pe Disney despre Hillsong, despre biserica Hillsong. Este făcut ceva pe Disney. Și aseară am avut o întâlnire cu niște prieteni scumpi, cu toți prezbiterii și soțiile lor. <laughs> și pentru vreo 20 de minute ne-am uitat puțin la ce era acolo. Foarte ușor. Foarte ușor. Putem să mergem după fel de fel de lucruri care să ne ducă într-o înșelăciune. Acum nu vreau să spun că Hillsong, tot ce este la Hillsong, e înșelăciune. Dar tu trebuie să discerni ce în tine. Și asta pentru că din ce în ce mai mulți oameni vin cu învățătură străină de scripturi și datorită atașamentului emoțional și spiritual poți să te lași ușor de celat. Și acum sunt niște vremuri fierbinți în care unii exagerează, ascultați-mă bine, unii exagerează cu privire la vremurile din urmă. Alții exagerează cu privire la har. Alții exagerează cu privire la lege. Alții exagerează cu, primi, cu, cu, cu privire la chemarea ta de a fi vindecător, liberator, unii îți promit ungeri de vindecare fără să plătești un preț. V-am spus lucrul ăsta. Guys, lucrul ăsta nu există în Scripturi. Pentru orice ungere Dumnezească, pentru orice haruri ale lui Dumnezeu, trebuie să plătești un preț. Trebuie să plătești un preț. Te duci pe acolo crezând că mamă o să-și pune mâinile peste tine și te întorci acasă avion cu reacție. Și poate ești vreo săptămână, rachetă și după aceea... Și noi unii foarte ușor în firea noastră pământească să căutăm să primim orice nu ne costă nimic. Și avem impresia că dacă harul a fost gratuit, stai liniștit, face așa și se întâmplă lucrurile Haideți să vă zic un lucru. Într-un singur loc, mă auziți? Puteți să sublineați cuvântul ăsta. Într-un singur loc este învățătură care nu este deloc alterată. Știți unde? Într-un singur loc este învățătură care nu este deloc alterată. În Scriptură. Un singur loc. Scriptura conține învățătură pură, nealterată. Și atunci. Îndemnul meu pentru toată lumea e să luăm scripturile, care sunt nealterate și sunt insuflate de însuși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și aia să punem cât mai mult în noi. Tu poți să pui în tine ceva, poți să pui Cuvântul lui Dumnezeu, nu de la alții, pentru că niciunul dintre noi, indiferent cine suntem, nu putem să spunem 100% că Diavolul n-a putut să pună gânduri în oamenii pe care noi îi citim. Mă auziți? Și în subsemnatul, diavolul poate să facă lucrul ăsta. Și din nefericire, <coughs> nu știu dacă n-a făcut-o uneori, dar în Scriptură, diavolul nu poate să pună nimic. Pentru că este cuvântul nealterat al lui Dumnezeu. Este sămânța dumnezeiască. Fii foarte atent de acum înainte fi foarte atent de acum înainte. Cine, ce pune și ce scoate din inima ta. Fii foarte atent. Am practicat în ultimele două săptămâni lucrul ăsta. Aș putea să țin o predică despre asta, numai despre falimentele în ultimele săptămâni și cum mi-am dat seama care a fost locul și momentul în care diavolul a deturnat tot. Și vă spun că cu cât căutăm fiecare dintre noi să discernem mai mult, cu atât devenim mai înțelepți și devenim mai tari în războiul pe care l avem de dus. Pentru că războiul spiritual nu e doar declarații și când vii la biserică... și majoritatea oamenilor au impresia că războiul spiritual e duminica, la închinare. Intrăm în războiul spiritual, cântăm câteva cântări, mai bau, pau, pau, power, vreau să zic. Și mama, a fost Războiul spiritual, vreau să știi că nu-i numai atunci. Acolo poate sunt intensificate anumite lucruri, dar războiul spiritual îl dai în casa ta în fiecare zi. Oriunde ești. Nu-i cum crezi tu. Te-ai rugat 30 de minute în limbi și mamă ce război ai făcut tot, pe toți, ai dat pe spate, toți îngerii -a fost... Pff. Războiul spiritual îl câștigi în timp ce înveți să lupți cu armele lui Dumnezeu. Înveți să veghezi, să fii vigilent, să vezi de unde vin tacticile și schemele celui rău. Și înveți despre traficul ăsta spiritual. Pentru că tu chiar poți să trăiești dintr-un loc și dintr-o poziție în care să lași pe Dumnezeu să pună, să depoziteze în tine. Duhul Sfânt, ce zice cuvântul, fiți plin de Duh. Asta înseamnă că El poate să depoziteze din Duhul Lui în Duhul tău. Fiți splin de înțelepciune. fi splin de un Duh de revelație. Poți să ai lucrurile astea. Fi plin de dragoste. Poți să te umpli de dragoste dumnezească. Astea sunt lucrurile de care tu trebuie să fii plin. Goliți-vă de voi înși vă. Lepădați-vă de sinele vostru. Răstigniți firea pământească. Asta sunt lucruri de care trebuie să scapi. Care trebuie să iese din tine. Ca, ca, să poți să împlinești planurile lui Dumnezeu. Cu cât, vreau să vă spun că partea asta pe care v-am spus-o acum, nu e ceva ce să practici duminica. Putem să practicăm acum câteva minute lucrul ăsta, dar este un lucru în care tu să te echipezi, să te antrenezi zilnic. E ciudat pentru mine, e ciudat pentru mine că suntem atât de puțin conștienți de ce se întâmplă. Nici măcar nu ne gândim. Ok, vă dau niște exemple simple, bun. Ai pff, niște stări, nasoale, nu vrei să vezi pe nimeni, ești? Na, Voi n-aveți așa ceva. Te-ai întrebat vreodată de unde vin stările astea? Care e motivul pentru care, care experimentezi, trăiești lucrurile astea? Pentru că să știți că întotdeauna există un motiv în spatele la lucrurile astea. Ți se întâmplă ceva rău. Chiar în familia ta, în casa ta. Te-a întrebat, Doamne, de unde e asta? Ce se întâmplă aici? Ești într-un context a unei boli, a unui lucru. L-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce trăiesc asta? De ce experimentez lucrul ăsta? Ce s-a întâmplat? Care e motivul? V-am mai spus lucrul ăsta. Cuvântul Lui Dumnezeu spune despre Apostolul Pavel că a avut un ghimpe. Ok? Și nu intru în teologia ghimpelui. Doar vreau să vă spun că Pavel a știut clar despre ce este vorba. Nu a zis, a, e un ghimpe acolo, e ok. Nu, Pavel a știut clar despre ce este vorba. a avut descoperire clară că ghimpele l-ai lăsat de Dumnezeu ca el să nu trăiască în mândrie. S-a rugat de trei ori să se schimbe lucrul ăsta. Dumnezeu i-a zis, nu, că e bine pentru tine lucrul ăsta. Și Pavel a acceptat lucrul ăsta și a trăit cu lucrul ăsta știind că Dumnezeu e în control și că harul este de ajuns în mijlocul la lucrul ăsta. Tu trebuie să știi ce ți se întâmplă. De ce ți se întâmplă, ce ți se întâmplă. Pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să fie unul departe și care să nu-i peste de tine. Dumnezeu îți descoperă, îți vorbește ca tu să înțelegi, ca să pricepi. Dar de cele mai multe ori nici măcar nu l întrebăm pe Dumnezeu majoritatea lucrurilor și ajungem încetul cu încetul să ne întinăm inima. Na, frați și surori, prieteni dragi, avem nevoie să învățăm despre traficul ăsta spiritual. Și trebuie să învățăm cum, cum să ne deschidem de inima, cum să-ți deschizi inima ca să primești de la Dumnezeu. Știți că Dumnezeu are non-stop lucruri care poate să ți le dea. Non-stop. Dar tu trebuie să înveți să primești de la El. Să-ți deschizi Duhul și să spui Doamne, vreau să primești de la Tine. să dai voie Domnului să meargă pe ogorul inimii tale și să spui Doamne, acum scoate mânia, ucigașă, critica, neiertarea. Pe ogorul inimii mele vreau să zboară burienile astea. Vreau să dragos dragoste, bucurie, pace, răbdare. Haideți să stăm înainte Domnului. În primul rând vreau să vă chem pe toți să îi cereți lui Dumnezeu discernământ spiritual. Ca să poți să discerni despre lucrurile astea, ai nevoie de discernământ spiritual. Discernământ spiritual. Cere Domnului, dăm Doamne discernământ spiritual. Scriptura spune despre Scriptură. Nu despre cuvintele vreunui om și aș putea aici să enumăr o grămadă de oameni. De la Mike Bickle, Bill Johnson, Vlad Savciuc, Paul Negruț, Tony Berbece, fratele Pustan, fratele Bărbosu, fratele Dărăban. O grămadă de oameni aș putea să spun dar nu cuvintele lor, ci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și are abilitatea să despice Duhul de suflet. Doar cuvântul meu are abilitatea asta. Să despice. Să separe dacă vreți. Să-ți dea discernământ. Să poți să distingi în ce vine din suflet și ce vine din Duh. Cuvântul meu are abilitatea asta. Să-ți dea acest discernământ ca tu să poți să discerni traficul spiritual din viața ta. Dă discernământ poporului tău, Aba. Toarnă chiar acum în duhurile noastre, din Duhul tău. Nu vrem să trăim cu duhurile întinate, fără ca măcar să ne dăm seama că trăim în aceste lucruri. Vrem să fim eliberați de orice amărăciune, de orice mânie, de orice mândrie de orice invidie, de orice neiertare, de orice lucru care ne întinează. Duhurile, Doamne. Vrem să fim curățiți, spălați, sfințiți în duhurile noastre, în sufletele noastre, în trupurile noastre. Vrem să-ți cerem chiar acum, prin sângele mielului, să ne speli, la fiecare nivel al vieții noastre. Să ne curățești, Doamne Dumnezeu nostru. Să ne curățești, Doamne Dumnezeu nostru. Vrem să ne deschidem duhurile ca să primim dragoste de la Tine mărturisim că fără ca Tu să torni dragoste în noi, suntem lipsiți de dragoste. Iar lipsa dragostei duce la mânie, lipsa dragostei duce la amărăciune, lipsa dragostei duce la neiertare. De aceea vrem să ne deschidem duhurile în această dimineață ca să primim dragoste de la Tine. Sunt toți cei care vreți să primiți ceva de la Dumnezeu. V-aș ruga să vă ridicați chiar acum. Vreau să-ți să te focalizezi, să-ți deschizi Duhul înaintea lui Dumnezeu. Să spui Domnului, Doamne, toarnă în Duhul meu, din Duhul Tău. Dacă simți că ești în la nivelul Duhului, cere Domnului să te curățească. Cere Domnului să te curățească. Sunt două lucruri, putem să stăm puțin în ele. Noi vrem să cerem Domnului să facă o lucrare divină în mijlocul nostru. Ok? De aia suntem aici pentru o lucrare divină a Domnului în mijlocul nostru. Bun? Domnul poate să facă o lucrare divină aici cu fiecare dintre noi. Uitați, 2 Corinteni 7 cu 1 2 Corinteni 7 cu 1 Stai cu Duhul deschis. Vreau doar să explic ceva. Vorbește despre să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Cuvântul ăsta, întinăciune, cuvântul molusmos. Molusmos în greacă, de la cuvântul ăsta vine cuvântul moluscă. Care sunt animale de apă. Se referă la mâl. Vă aduceți aminte? Să fie întinat se referă la tină. Știți? Când eram tânăr, aveam vreo 10-12 ani, undeva în capăt orașului mediaș. Curgea o apă în care am căzut odată. Era Buda orașului. Și am căzut până în gât. Și mi-a fost frică să mă întorc acasă, așa murdar. Și am stat vreo 5 ore. Gândiți-vă, am stat 5 ore înoroit de. Așa? Până în gât când am ajuns acasă și m-a văzut mama, mama ce m-a binecuvântat. Era altceva, dar n ai anyway. Dar totdeauna când mă gândesc la cuvântul ăsta, îmi vine în minte imaginea aia. Când ești întinat, te miști greu. Când ai mâlul ăsta al păcatului pe tine. Și se referă la lucruri care sunt ale Duhului. sunt păcate care sunt la nivelul trupului, păcate care sunt la nivelul sufletului și apoi păcate ale Duhului, care îți întinează Duhul. În pilda fiul risipitor, fiilor risipitori, cred că tânărul cel mare avea Duhul întinat, pentru că atunci când ai Duhul întinat, se schimbă atmosfera lăuntrica ta. Nu mai ai capacitatea să te bucuri și nu ai capacitatea să faci nici lucruri care sunt simple de făcut. E cea mai înaltă cea mai înaltă formă de întinarea ființei umane. Întinarea Duhului. Apoi Evrei 9, versetele 13 și 14. E un alt cuvânt care e folosit pentru întinăciune. Ce întinați? Se referă la cea mai... Versetul 14? Se referă la cea mai comună formă de a întina Duhul se referă la fapte moarte. Faptele moarte. Când vine vorba de faptele moarte, se referă la toate lucrurile care tu le faci, și care sunt afară afara voiei lui Dumnezeu. Fapte moarte pot să fie să stai pur și simplu și să-ți pierzi timpul în anumite lucruri. Sunt fapte moarte. Sunt lucruri pe care le faci și care nu aduc viață din Dumnezeu. Dar de lucrurile astea, trebuie să ne curățim în această dimineață. Ăsta e primul lucru, să te curățești, să scoți afară, ca apoi să poți să primești de la Dumnezeu lucruri de ale Lui. Și că Dumnezeu e prezent aici? Gata să ne curățească și apoi Dumnezeu e prezent aici, gata să ne umple. De aceea haideți să ne curățim înaintea Domnului. Cere Domnului ca prin sângele Lui să te curățească în dimineața asta. Să te curățească. Spune-i, spune-i lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu curățit. La nivelul Duhului, la nivelul Sufletului, la nivelul Trupului, vreau să fiu curățit. Vreau să fiu curățit de tine în această dimineață. Vreau să fiu curățit de orice faptă moartă. Vreau să fiu curățit de orice acțiune păcătoasă. Doamne, nu înțeleg, nu înțeleg care sunt lucrurile care mentinează neapărat Duhul. Nu, nu pot să dișer între lucrurile care îmi întinează Duhul sau sufletul sau trupul, dar vreau să fiu curat. Putem fi sinceri înaintea lui Dumnezeu. În timp ce ne curățim. Și știu că Duhul Domnului e prezent aici ca să facă o lucrare de curățire în această dimineață. Lasă-L să te curățească, să te spele. Lasă-L să te spele.